Dar eu mă întreb, cu ce stiți acum? Cu resursele pe care le aveți acum, cu șansele pe care sunt acum în jurul vostru, aici și acum, chiar le folosiți pe toate? Eu să vă bate la cap cu întrebarea asta. E clar că mediul la orice nivel ne influențează extrem de mult. De fapt, dacă vrem să înțelegem într-adevăr cine suntem noi, o bună tehnică pe care se poate luați agenda, rubrica de adrese, sau faceți o listă de prieteni și dați o judecată asupra acestui prieteni și asupra acestui colegi. Cât de deprimați sunt, cât de entuziasti, muncitori, bogați. Și o să vedeți, dacă sunteți sinceri, că vă apucați exact într-o media din acest grup. Okay? Pentru că, cum spune de fapt înțelepciunea populară, cine se seamănă se adună. E, e clar că dacă noi suntem bagați într-un grup, nu, care are anumite trasături și care se așteaptă de la noi să fim în sintonie cu acest grup, este extrem de diferit, de dificil să scapăm de mentalitatea asta. La un moment dat, când ceva asemănător, dacă vrem să facem un exemplu, eu mi amintesc că când eram mic copil, mergeam de multe ori la țară, pentru că aveam o bona care stătea la țară, adică cu vaci, oaie, găini, porci. Pentru mine era o bucărie să mă arunc unde stăteau vaci. Dar bineînțeles că atunci când mă întorceam acasă, pe cât de mama mi-a băga în cada și mi-a spalat cu tot, săptămâni în șir, eu miroseam vaca. E, într-adevăr, încă astăzi și mi dau seama că este o problemă socială pentru unii. Cine muncește în anumite domenii cu pește, cu carne, cu animale, într-adevăr nu mai scapă de mirosul și urcă pe autobuz unul care muncește cu vaci, simți imediat bietul om, evident. Și de asta niște meserii nimeni vrea să le facă. E, dacă, cum asta? De ce se întâmplă asta? Pentru că mirosul nu e numai vorba de curățenie, e ceva care intră în noi la nivel de celule și poi tot cu transpirație o dăm înapoi. Și să scapi de anumite chestii e nevoie de o groază de timp. Cu mentalități, cu caracteristice de grupul în care ne trăim, e asemănător. E clar că dacă eu stau într-un birou unde toată ziua nu se face altceva decât se birfește despre ceilalți, după un pic am o problemă. Sau nu mă integrez în grup, sau fac și eu ca ceilalți. Am avut o problemă asta când am fost la armata, că într-adevăr, armata cum era pe vremuri în Italia, era un concentrat de cretinerie absolută. E poi, bineînțeles că după o lună am rugat să mă duc voluntar la parașutiste, pentru că nu mai puteam, adică un nivel de idioțenie absolută, pentru că, repet, nu te vine să crezi, că toți badarani scosi de la orice, într-un grup, nu reușesc, dar după un pic să mă integrez cu ceilalți, am și eu cu reviste pornografice, să înjur, să vorbesc urât, să fac toate felul de idioțenie care se fac la armată, pentru că, repet, sau faci pe calugar și oricum lumea începe să te ia la mișto, să te facă glume proaste, sau faci ca ceilalți. Dar, atenție, fiindcă noi ne definim prin comportamentul, dacă eu mă comport ca un prost, după un pic încerc să mă gândesc că sunt un prost. Și asta, bineînțeles, că afectează felul în care mă port când ies din grupul respectiv. Și se începe un cercul de care trebuie foarte multă forță să ieși. Dar eu mă întreb, cu ce stiți acum, cu resursele pe care le aveți acum, cu șansele pe care sunt acum în jurul vostru, aici și acum, chiar le folosiți pe toate? Eu să vă bate la cap cu întrebarea asta.